Dacă nu încep să mergi la sală, o să mă uit la alte femei. Să auzi astea când ești mult prea mică și inexperimentată, poate să-ți dea niște filme foarte proaste despre fizicul tău. Mă rog, femeile oricum nu sunt stăpâne pe propriul corp. Adică, ceea ce e absurd, cum să nu-ți aparțină ceva în care trăiești. Dar nu, nu ne aparține. Căci dacă ne aparținea, decideam noi cum vrem să arătăm, nu bărbații. Corpul femeii e un obiect pe care îl modelează un bărbat. Dacă vrea țâțe, trebuie să ai țâțe, dacă vrea fund, trebuie să ai fund, ai pielea prea albă, ai pielea prea neagră, n-ai buze, ai buze. E un stres cu care trăiește o femeie. Cum să arăt ca să mă accepte bărbatul? Băi, eu n-am înțeles niciodată. Eu trebuia să merg la sală, dar l-am prins cu una de 80 de kg în pat. O femeie trebuie să arate cum vrea ea, nu cum vrea un bărbat. Că na, dacă ar fi după ei, le-ar pune silicoane și propriilor mame. E, sper că-ți plac pastele. Pe ăsta nici nu știu de unde îl cunosc, habar n-am. Pare băiat bun, nu? Ideea e că trebuie să întâlnești oameni ca să înțelegi ce-ți place, cine ești. Știți voi. Pentru că eu sunt un bucătar excelent, știu să fac niște bolonieze, n-ai mâncat niciodată în viața ta. Crede-mă, genial. Doar că eu nu mănânc carne. Cum adică nu mănânci carne? Ce cu tine, ești bolnavă? Cine nu mănâncă carne? Cum trăiești fără carne? Păi până acum am trăit, adică respir, stau în picioare. Păi mergi în picioare, dar... celulită. Ulala, acest critic cu gusturi fine. Am celulită. Nu merit să pășesc pe acest pământ sfânt. Iisus dezbate cu Dumnezeu în cer cum să ne separe de restul pământenilor să nu-i contaminăm. Ce celulită? Adică nu știu cum să reacționez la chestia asta. Se vede când stai jos, uite, ai celulită. Păi normal se vadă așa, e normal când strângi carnea se vadă celulita. Că se strânge carnea. Nu e normal, e celulită, mie nu-mi plac femeile cu celulită. Spune asta unei femei și sunt șanse să o complexezi pe viață. Faza e că noi le dăm lor toată puterea de a decide ce e frumos și ce nu. Și normal că ei încep să facă mofturi. Cred că ai o problemă. Tu ai o problemă cu celulita. Dar nu-i problemă, de fapt, stai liniștită, te ajut eu, te trimit la sală, îți fac un program, te reparăm, e ok. Ia, uite, mă repar. Ne repară. Adică ne va construi așa cum își imaginează el în capul lui. Nu mai fac paste, n-are sens, eu oricum nu le facem așa bune. Mai bine te servesc o salată genială. Da, mai știți Tamagotchi când îți hrăneai animalul? Da, mănânci cât îți dă el voie. Mamă, urăsc salatele. Normal că urăsc salata, se vede, uite ce celulită ai. Auzi? Tu nu poți să placi o femeie dacă are celulită? Normal că poți să placi o femeie dacă are... Ce crezi că e superficial? Nu doar asta contează. Trebuie să văd dacă ai fundul moale sau tare. Trebuie să mai văd dacă ai sfârcurile mari. Și, bineînțeles, foarte important, trebuie să... Ia, ridică piciorul aici. Ce? Ridică piciorul, cum îți spun eu. Ce e aia? Ce s-a stă aici? Degete. Îți vii? E puțin mai gras ăsta, dar... Cum trăiești cu așa ceva? Păi până acum nu mi-au făcut nimic, adică... Nu ți-au făcut nimic, au omorât oameni degetele astea, cred că. Ai cele mai urâte degete la picioare pe care le-am văzut la orice om sau animal. Vezi că de celulită mai scap, dar de așa ceva... Cred că să-mi dau foc la mână acum că le-am atins. Să-mi rup mâna. Hai să-i facem jocul, să-l batem cu propria prostie. Mă, da, ai dreptate. Hai să căutăm medici, trebuie să le opere. Logic, hai să căutăm acum pe Google un doctor care se pricepe la exorcizări de degete. Okay, hai. Dar de fapt știi ce? Înainte hai să-ți arăt eu niște gagici ca să vezi cum ar trebui să arate o femeie. Uite, vezi? A, da, metoda comparației. Mereu e alta mai bună, la care el nu are șanse oricum, dar e mai bună. Și îți va arăta că există femei mai bune ca să ți se facă frică, să devii disperată. Da, ia uite. Îți place cum stă? Uite carnea cum stă pe ea. Da. Uite, fermă. Uite la asta. Vezi? Ha? Altfel. Uite, fermitate, bă, fermit. Superbă. Uite buzițele alea acolo. Uite, fără celulit. Ce bine miroși. Apoi am un parfum acolo. Nu îți spun. Am un parfum. Dar nu te uiți la gagici aici? Că-i... Ui, dar... Uite, vezi pe asta? Da, cu ce ești? Da, nu, ai un parfum foarte... Da, îți place, nu? Mamă! Îți place? Mamă, mi s-au întâlnit sfârcule, nu? Vai de mine și mie, dar... Mamă! Deci... Îți place, nu? Maxim! Nu știu ce are... Oh. Are ceva care parcă scoate așa animalul din mine, așa mă face să fiu nebună. Așa? Și iau razna de la el, jur! Vai, mie îți voi! Stai nebună! Stai mă puțin! Stai așa! Mamă, ce bine miroase! Vai, dar gata, hai că oprește-te că suntem aici în bucătărie deci și... nu pot! Da, nu, normal, cum să nu... Vai! Tare, da? N-am mai pățit asta? Da, nici eu n-am pățit. Aoleu!
Stai. Vai, dar... nu știu, nu pot să explic ce simt. Dar stai că liniștește-te un pic, calmează-te, relaxează. Stai puțin că... S-a trezit băiatul. Păi dai seama dacă te sui acum pe mine și mă miroși pe la ureche, pe la astea, normal. Hai, în dormitor, gata. Păi nu puteți să mergem în dormitor. Păi de ce? Pentru că am cealaltă. Păi știu, dar asta e o situație care nu se... Adică trebuie rezolv... Cum mă lași așa? Păi, ce fac cu asta? Uite la degete, poate trece. Morala? Bărbații doar dau din gură, dar când e vorba de sex, s-ar curca cu orice. Cu celulită, cu degete strâmbe, șanse să aibă. Nu uitați, penisul nu are ochi și nici minte.